Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scara Mecanic. Episodul ăsta o să vreau să vă prezint ceva scurt, că am plecat de la liceu să filmez pentru că n-aveam clipuri pentru azi, că după plec la Constanța și nu mai am timp să filmez, că vin pe seară. Da. Bun, și nu vă luați de părul meu, ok? Am făcut live aseară, nu l-am anunțat, n-am, pare rău. Și am făcut eu un tir ca tractor și cu o remorcă care basculează. Bine, nu e gata, observați. E foarte mic, o să vreau să vină până aici. Și înălțimea cât are cabina tirul să fie ca lumea. Dar momentan n-am lăsat-o așa, seara a ieșit și sniperul și... Ops, nu trebuia să fac asta. Și n-am mai continuat nici eu, am vopsit-o ce a mai fost și atât a rămas. Bun. Ce avem noi aici? Avem un tir destul de șmecher. Avem interiorul. Avem interiorul la el destul de ca lumea. Avem aici schimbător. Avem aici o chestie șmecher. Aici avem paturi. Ăla de sus ia lui sniperul. Eu sunt puțin mai gras în joc. Bine, nu sunt greu. Și trebuie mai mult spațiu. Bine, poți să intri aici. Observați, poți să intri așa frumos. Bam, te-ai băgat. Avem bord, avem viteză. Fiți atenți aici. Că, ups, stai că iară m-am pus. Avem vitezometru, alea care merg, cică. Și apropo, s-a băgat unealta de sudat. Deci pe live-ul de ieri m-am jucat doar Scra Mecanic. Vi las în descriere ca să vedeți cum am făcut tirul. Vă las link. Și am folosit și această unealtă. Este unealta de sudat, adică dacă eu tai cabina, nu mai am cum să o pun corect. Adică gen, nu știu, am greșit o parte, trebuie să tai, să o lungesc, de exemplu, să o fac mai înaltă și după o să o sudez la loc. N-aveam cum. Ei bine, acum am cum. De exemplu, dacă vreau să fac mașina mai lată, ce pot face eu? Ceva foarte, foarte simplu. Am tăiat-o pe mijloc, i-am adăugat un cub sau cât am eu nevoie pe fiecare parte. Am luat partea aia frumos așa. Și bam, am sudat-o pe cealaltă parte. Și așa iese foarte șmecher, o să mă ajute foarte mult pe viitor. Deci în interior ați cam văzut, exteriorul nimic prea excepțional. N-am urmat un model real neapărat. Mi-a ieșit pur și simplu, nu știu, freestyle? Da, merge într-un fel liber, știi? Și cam așa arată. Motorul îl avem dedesubt aici și putem să lucrăm la el foarte lejer. Se duce și lagul. Gata. Avem aici, cabina se rabatează. Momentan am dat-o, mă gândeam să o dau mai mult. Avea mai multe sisteme, observați aici niște chestii, dar nu n-am putut și așa în fine. Avem și sistemul de tobe acolo care e cu detașare, pe sistem, știi, detectare chestii. Care e prins aici de cabină și chestii, se ridică odată cu cabina. Și avem aici motor V8 pentru el, sport chiar. Ca să ducă și l-avem făcut destul de șmecher. Sistemul de virare am pus eu ceva pe aici, destul de ok pot spune, două motoare, câteva chestii, nu e foarte complicat, roți duble pe spate, la remorcă foarte ușor, vă dați seama, nu-i trebuie motor, nu nimica și merge și să basculeze, evident, adică... Adică așa. Și cam așa arată. Bine, v-am zis, o să fie mult mai mare asta. N-am cum să mă apuc de aia, că eu trebuie să plec la școală în vreo 30 de minute și mai am de filmat un clipuleț și mă duc să dau test la chimie, că altfel nu mă mai duceam. Stăteam acasă să filmam, că la două plec. Și merge traza. Faza e că nu știu de ce cauzează lag. Deci merge relativ bine. Observați. Mă mișc. Ok. Nu mai ok. Când ajungi jos de tot, nu mai ok. Nu știu ce interacționează, ce cuburi atinge, ce mai știu eu ce. Dar nu mai este ok. Nu, stai că nu trebuie. Asta așa. Așa. Nu. Da, se vede destul de șmecher. Și așa. Uite. Bine, pot să și merg așa, nu mă oprește absolut nimic, știi? Și cu aia ridicată pot să merg, adică, repet, nu mă oprește absolut nimic să merg așa.
Și trage destul de bine, adică oricum mai am de lucrat la remorca lui, vreau să-i fac mai multe tipuri, vreau să-i fac una de cărat mașini, un container de la, v-am zis odată, un container care în el să aibă lift, să ridice, să fie așa mai lung, mai ca lumea, și, adică să fie șmecher, frate, știi? Stai așa că vreau să las aia jos, mamă, dar până frânează, deci... Chestia asta e foarte grea. Vreau să vă zic că e foarte grea. Sunt făcute numai din metal. Și imaginea... Stai, vreau să mă urc... M-am bucuit. Da, așa. Imaginați-vă că are o grămadă chestii pe aici. Straturi, convine. Și e grea. Și toată greutatea se duce pe camion. Ca tractor. Na, i-am făcut aripi ca lumea să fie șmecher și el. Aici sistemul ăsta o să mă gândesc, vreau eu să-l fac un fel cu lift, cu ridicare, mai multe chestii să fie mai ca lumea și să fie remorca, să aibă niște piciorușe, că așa mă chinui puțin bine. Nu-i trebuie picioare, deoarece are 6 roți, trebuie fiecare parte. Și cam așa vine aici, frumos, avem axul care duce la roți, logic, ca să transmit de putere să meargă. Și cam așa, da, ăsta, butoiașul ăsta, am luat-o noi ca o chestie mai interesantă, mai cușustă. Probabil toată lumea știe că țevile de eșapament se încing. Ați văzut probabil la mașinile de curse, că unele chiar se fac roșii, zici că mai am puțin se topesc. Bine, nu se topesc, că sunt făcute special, să reziste. Și așa și toba noastră... Țeava de eșapament se încinge. Aici este un butoiaș cu apă și odată ce se încinge și butoiul și încălzește și apa din butoi, la care după din butoi pleacă, adică dacă avem nevoie de apă, putem să bem frumos, facem un mic popas, bem apă caldă sau rece, depinde. Bine. Acum depinde, e, dacă observați, prin cotul ăla trebuia să-i pun eu, dar am uitat să-i pun. Trebuia să-i pun un de-ala, un robinet, gen ca să poți să-i dai când vrei caldă, când vrei rece, știi? Adică să nu ți-o încălzească, că acum ar fi bea apă caldă, ar fi puțin nasol. În fine, și pentru spălat chestii, băut, dacă e, dar mai puțin băut, mai mult spălat și chestii. În fine, înțelegeți ideea, am vrut să fac ceva să fie cât mai ca lumea, nu știu dacă mi-a ieșit sau nu. Și cam așa este momentan, nu o să mai avem de lucrat la el, o să mai apară episoade. Nu e sniperul că filmam cu el, are și sniper canal de YouTube, uitați-vă. Și avem aici first person frumos, dacă vă întrebați din ce am pus de-astea de motocicletă. Este din cauza că erau mai mici și avem nevoie de spațiu și da. Și o să transportăm... Dar ce ai făcut, mă, nene, mă? O ia la vale, bă, n-are frâne ăsta. Da, scăide. Bă, da, i-am dat o dată. Parcă țin minte că i-am dat. Am dat putere puțin mai mare. Uuu, ce se duce acum, nebun, fii atent. Fuhu, șmecher. Bine, acum, deci, acum lucrez la ideile voastre. Asta era una dintre propuneri. Că episodul trecut am făcut tractorul ăla, cum am putut eu, evident. Și episodul ăsta a zis cineva să facem un tir cu niște remorci. Și momentan am făcut tirul și bine, mai am de lucrat la el. Vreau să-l fac puțin mai lat, cred că, nu știu. Și au schimbat puțin sunetul la motor. Și o să vreau să fac mai multe remorci și mai ca lumea. Adică pe aia oricum trebuie să fac mai mare, că e foarte mică. Și o să-i tai o parte de față, o să vin mai așa, deci exact până unde e aia acolo. Și o să facem șmecher. Pe mapa asta mă gândesc să-mi fac construcțiile astea. Dar generează lag, frate. Auziți și voi sunetul ăla. E din cauza, cred că roțile mele sunt fixe. Sau nu știu, ăsta oricum e nou zgomot de la motorul pe gaz. Pe gaz, pe combustibil. Eu știu pe ce-o fi el acum neapărat. Mamă, dacă urc aici e băștenie. Da, mă, urcă, mă. Iar tracțiune pe absolut toate roțile. Puff, să vezi cum frânez eu în curba asta aici. Că intru direct în ele. Bă, mă gândeam să mă joc Ark Survival, că am făcut update și merge mai bine. Bine, eu l-am mai testat și am avut serie, știți, acum...
Multe luni. Și mă gândeam să ne jucăm. Văd cine îl mai are. Acum nu mă joc solo, Caterinca. Cum e ea? Era tare să ai fum de la motorul ăla, să-i faci țeavă, să iasă fum, adică... Nu înțeleg, ce bagi în el, ce... Bine, fie el creativ, dar totuși... Ne lăsăm aici, le reparăm, facem așa, bam, bam, gata. Ia la vale, nu. Ba da, ia la vale. Stai că îi pun la roată ceva aici, nu știu. O castraveți. Nu pot. O castraveți, am zis, corect. Se dă în partea asta, jugosul. Gata că nu mai ești. Dai. Bă, vine la vale, mă. Da, mă, fii atent, se târă, bă, cubul ăla, mă. Uite, intră roata în ăla. Dar ce ar mai fi să le ridice peste? Da, mă, bună. Hai că eu vă las aici, cam ăsta este tirul nostru. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Și vă las asta în descriere cum am făcut chestii. Bun, hai că noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!